Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. Așa cum am spus în horoscopul din luna august, poate începe înălțarea eroinei din tine. Luna septembrie, în ansamblu, te va încânta cu un caracter calm precum ochiul unui uragan. De fapt, nu va fi prea pronunțată amintirea despre vremea rece care se apropie. Nu este vorba despre vreme, este individual pentru fiecare regiune, este vorba despre starea ta de spirit care va predomina pe parcursul lunii. Probabil că la începutul toamnei vei decide să-ți reînoiești modul de viață, făcându-l mai calm și mai pozitiv. Pe scurt, în septembrie este prevăzută o anumită renunțare la lupta pentru succes în favoarea intangibilului. Această stare de lucruri este ușor de explicată dacă analizăm poziția principalelor astre. La începutul acestei toamne, vei avea doi patroni și fiecare dintre ei se va concentra doar pe aspectele intangibile. Primul tău patron, misteriosul și inexplicabilul Neptun, te va face să te gândești la suflet, drept urmare, săpând în tine însăți, îți vei da seama brusc că nu ai făcut nimic de dragul pocii și armoniei interioare. După ce vei fi primit un fel de lovitură de la Neptun, te vei implica în fapte bune, inclusiv în ajutorul celor care nu sunt capabili să ducă o viață normală. Al doilea patron al tău este proteasa iubirii. Venus va fi atât de favorabilă în septembrie, încât un adevărat miracol se va întâmpla în viața ta. Este dificil să enumăr toate minunile? Aceasta este renașterea iubirii vechi și dobândirea unui sentiment nou, sfârșitul conflictelor de lungă durată. Un lucru este clar, în jurul tău vor fi mult mai puțini oameni care se simt mizerabili sau jigniți, dacă îți vei stabili obiective reale, te vei fixa mai repede decât alții, dacă înveți această lecție înțeleaptă de la Neptun, atunci nu vor exista bariere în calea succesului este necesar să devii mai încrezătoare în tine, mai persistentă și, cel mai important, să alungi iluziile. Cu cât ești mai energică și mai îndrăzneață la locul de muncă, cu atât vei obține mai repede rezultatul dorit. Principalul lucru este să nu te grăbești și să acorzi prioritate obiectivelor stabilite la final de august. În septembrie sunt posibile schimbări puternice de dispoziție, care vor afecta toate sferele vieții. Menținerea emoțiilor sub control este ceea ce te va ajuta la neutralizarea îndoielilor și la eliminarea problemelor, posibile ascensiuni și coborâșuri în carieră, dragoste și ură, câștiguri și pierderi financiare. Ești pregătită pentru o schimbare atât de dramatică, deci, nu intra în panică și fii mai dedicată ție însă ți. Prietenii de încredere și persoana iubită vor fi întotdeauna aproape, cu excepția cazului în care tu însă le întorci spatele. Noile cunoștințe te vor conduce la concluzii interesante, atât în viața profesională, cât și în cea personală. Evenimentele se vor schimba cu o viteză atât de mare încât vei simți că urmărești un film pe repede înainte în alb-negru. Sunt prevăzute câștiguri la loterie, ceea ce ți va permite să investești într-o afacere personală sau imobiliară. Vrei să obții rapidă totul? Astrele, pe un tom blând îți spun, nu construi castele în aer și nu visa în vis. Cu cât obiectivul tău este mai realist, cu atât mai rapid va fi atins în septembrie. În plus, trebuie să arăți perseverență și să-ți îndeplinești cu încredere planul. Atunci vei reuși. Septembrie va fi bogat în șocuri nervoase și schimbări de dispoziție. Dar, chiar dacă devine dificil, planete prietenoase îți recomandă reținerea întregii game de emoții. Atunci durerea, nenorocirea, necazul și frustrarea vor fi mai ușor de transferat. La locul de muncă, situația va deveni schimbătoare. Sunt posibile atât creșteri semnificative, cât și coborâri rapide pe scara carierei. Astrele avertizează, pregătește-te pentru noroc sau eșec catastrofal, pasiune extravagantă sau urat tot cuprinzătoare. Septembrie va fi bogat în schimbări dramatice. Ce se poate face într-o astfel de situație? Astrele îți recomandă să te calmezi, să îți aduni gândurile și să îi măsuri. Nu-ți pierde cumpătul și nici inima. În momentele dificile poți oricând să ceri ajutorul delor și prietenilor. În septembrie te poți aștepta la întâlniri promițătoare, aceste lucruri îți va permite să te dezvolți profesional și să-ți diversifici viața intimă. Evenimentele se vor înlănțui cu o viteză mețitoare. astrele îți sugerează să prinzi o șansă. Pentru a-ți stabiliza viața personală, trebuie să acționezi în funcție de conștiință, să fii decentă și să asculți îndemnurile intuiției. Dacă dorești să eviți conflictele cu rudele tale, în septembrie trebuie să înveți să găsești compromisuri și să gândești înainte de a spune cuvinte jignitoare. Dar hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec pentru tine septembrie se va dovedi o perioadă foarte dificilă și plină de evenimente. Va trebui să te angajezi în munca de rutină, să-ți îndeplinești obligațiile și să lucrezi în mod activ la cariera ta. În acest moment, sentimentul datoriei va fi atât de puternic încât te poate subjuga complet, dar, în același timp, vor apărea slăbiciunea și neputința în acțiuni, care pot reduce eficacitatea și te vor repuiza fizic. Perioada cuprinsă între 8 septembrie și sfârșitul lunii va fi una dintre cele mai dificile din cursul anului. Vei fi încărcată nu numai cu probleme în afaceri, ci și cu amăgire și sănătate precară. Există riscul să te oprești pe calea alasă, să fii dusă cu idei noi și să cheltui timp, efort și bani în proiecții iluzorii. În cea de-a treia decadă, confruntarea cu partenerii s-ar putea adăuga la toate acestea, ceea ce te poate duce la o criză spirituală. Banii și relațiile Dacă ești angajată, în cariera ta vor apărea schimbări foarte mari. Vei face multă muncă înainte ca șeful să semneze un ordin pentru numirea ta într-o poziție promițătoare. Acest fapt, creșterea bruscă va fi o adevărată lovitură pentru colegii tăi, în special pentru cei care te-au tratat în totdeauna cu invidie nedisimulată. Încearcă să nu agravezi situația, arătând aroganță flagrantă. Dacă ești sigură pe tine, din primele zile ale lunii vei decide cu privire la planurile de viitor și modalitățile de implementare ale acestora. Dacă tu însă ți ești șeful afacerii tale, astrele îți oferă sfatul de a acorda cât mai mult atenție creării relațiilor cu partenerii de afaceri și subordonații. Încearcă să creezi o atmosferă relaxată și prietenoasă cu ei, aceste lucruri este acum mai importante decât problemele tehnice și materiale. De asemenea, nu ar trebui să-i neglijezi, mai ales că în a doua jumătate a lunii te vei putea bucura de rezultatele activităților tale agitate, dragosta și aventurile. Viața ta personală în septembrie nu va beneficia de nicio grijă particulară, cu toate acestea, ar trebui să fac o mică precizare. Te vei bucura de pace și armonie în tot ceea ce nu privește frontul iubirii. Dacă ești singură pe pășune, va fi foarte dificil pentru prietenii tăi în următoarele patru săptămâni, deoarece vei distrage în mod constant spre propriile tale treburi, ca apoi să te plângi de lipsa de atenție din partea sexului opus, sau fără prea multe motive să-ți verși năduful pe ei, într-un cuvânt romantismul și dragostea în septembrie te vor evita cu atenție, provocându-ți panică, stres și chiar depresie prelungită. Dacă ai o familie, septembrie va duce numai puține probleme. Motivul principal al panicii pentru tine va fi o relație tensionată cu partenerul tău de căsătorie. Vei observa că persoana cu care ai trăit suflet lângă suflet a început să te trateze foarte rece și indiferent. Vei încerca să găsești sfaturi de la prieteni cu privire la modul de restabilire a armoniei familiei. Din păcate, este foarte puțin probabil ca persoanele care cunosc situația din cuplul tău doar din afară, să te mulțumească cu sfaturi cu adevărat utile și, prin urmare, va trebui să cauți singură modalități de a întoarce iubirea și înțelegerea reciprocă în casa ta. Sănătatea în septembrie va trebui să investești în sănătatea ta, este posibil să eviți procedurile scumpe, dar va trebui să cheltui bani pentru cele mai simple metode de vindecare și prevenire. În general, septembrie pentru tine este un moment minunat pentru a-ți restabili puterea, cu toate acestea, la sfârșitul lunii, ar trebui să-ți salvezi puterea și să nu o cheltui excesiv la muncă. În septembrie trebuie să acorzi o atenție deosebită ochilor tăi. Este mai bine să mergi la oftalmolog încă o dată, decât să găsești probleme în curând. De asemenea, va trebui verificată inima și vasele de sânge, deoarece chiar și în absența simptomelor dureroase, organismul îți poate oferi o surpriză neplăcută sub forma unei boli în viață personală. În septembrie, așa cum am menționat deja, în viața personală va domni o mizerie completă, poți afla brusc că ai fost multă timp un obiect al pasiunii din partea unui prieten de sex opus, sau în viața ta va avea loc o cunoștință care poate întoarce drumul obișnuit cu susul în jos, sau vei întrerupe un roman de lungă durată, sau vei experimenta o pasiune fără precedent pentru un nou coleg, colaborator, într-un fel sau altul. Mulți te vor condamna pentru aceste pasiuni în septembrie. Poți câștiga putere și răbdare, devenind o eroină frecventă al bârfelor. Sfaturi pentru tine, dacă ești singură, înainte de a te scufunda într-o nouă relație amoroasă, asigură-te că aceasta nu va deveni o cauză a chinărilor mentale. Ce să faci, cum să te comporți, în viața profesională te așteaptă viraje puternice. Singurul lucru care trebuie tratat cu atenție este tendința de a amesteca viața personală și cariera. Numai acest comportament nu ți va afecta reputația de profesionist. Ai grijă! În septembrie, dacă ești antreprenor, nu ai voie să lași afacerea să meargă de la sine. Indiferentă de pasiunile pe care te înconjoară, nu uita că afacerea ta ar trebui să fie pe primul plan și numai atunci structura vieții tale personale se va alinia. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Taur, pentru tine, septembrie este o lună foarte dinamică, dar nu simplă, pentru că va trebui să-ți aperi drepturile, ideile, să lupți pentru iubirea ta, vei avea o dorință de aventură, o manifestare de egoism precum și tendințe agresive. Aceste lucruri poate complica relația cu colegii, rudele, deoarece îți va fi dificil să te supui, tu însă îți vei dicta condițiile. Manifestarea de încăpățânare și egoism poate afecta negativ situația ta financiară, ți se poate refuza asistență, subvenții, cu riscul să-ți pierzi simțul pericolului și să mergi înainte, creând astfel probleme pentru tine însăți. Perioada negativă va începe după 8 septembrie și va dura până la mijlocul lunii octombrie, așa că ar trebui să fii atentă în special în a treia decadă, când energiile negative îți vor afecta sănătatea și moralul, banii și relațiile. Toate problemele principale din septembrie se vor concentra în domeniul finanțelor, vei fi șocată când se va dovedi că toți banii pe care i-ai pus în contul tău bancar nu mai sunt disponibili. Este dificil de prezis din ce motive nu vei putea să-ți gestionezi capitalul, este posibil să fie probleme cu un împrumut pe termen lung sau un simplu șec banal al sistemului bancar. Dacă ești angajat a unei întreprinderi, un alt cadou al destinului pentru tine poate fi vestea transferului, vei primi următorul rang profesional sau poziția de conducere, în funcție de specificul activității tale. Dacă ești angajată în sectorul de afaceri, Schimbările pozitive vor fi conturate în următoarele patru săptămâni la întreprinderea ta. Creșterea veniturilor este departe de singurul moment care te va determina să te bucuri. Dragostea și aventurile Tot ceea ce este destinat să se întâmple în viața ta personală în următoarele patru săptămâni este caracterizat simplu, calm, limitare și plictisală extremă. Fiecare nouă zi va fi derulată pentru tine în funcție de un scenariu bine cunoscut, acasă, la lucru, televizor, discuții cu prietenii pe rețelele de socializare și în realitate. Dacă ești singură, încearcă cel puțin uneori să-ți schimbi rutina de zi cu zi, deoarece făcând aceste lucruri nu vei obține doar experiențe noi, ci și vei crește șansele de a întâlni oameni interesanți. Dacă tu, ca om de familie, ai acceptat cu repeziciune lovitura și nu ți-ai permis să răsucești peste vară o afacere de birou sau de moment, te așteaptă o recompensă demnă de loialitate la întoarcerea acasă. Desigur, partenerul tău de căsătorie va glumi periodic, spunând că sigur îl înșeli, doar că ai ascuns cu mare atenție toate urmele crimei tale. În general, pe lângă aceste distracții rituale, Viața ta de familie nu va fi umbrită de anxietăți, necazuri și alte tipuri de greutăți. Sănătatea, în septembrie nu vei da de nici cea mai mică defecțiune. Vei fi surprinsă de faptul că sistemul tău nervos revine treptată la normal, și aproape fără efort. O altă veste bună a toamnei pentru tine va fi pierderea în greutate neplanificată. Corpul tău va decide să scape de câteva kilograme în plus și se va întâmpla asta în timp ce tu faci alte lucruri. În septembrie, îți vei aminti din nou modul în care orice experiență negativă îți afectează negativ sănătatea. Îți vei promite din nou că de acum înainte vei fi mult mai calm în a răspunde tuturor problemelor și necazurilor. Viața personală. Din fericire, în septembrie nu vei recunoaște adversitatea personală. Guvernatorul tău tradițional, Venus, garantează absența conflictelor majore în familie. Dacă tocmai ești în pragul unei noi iubiri vei avea cu siguranță noroc. Cu un anumit efort, poți începe o relație senzațional de frumoasă. Dacă încă mai ai inima zlobodă, stelele ți recomandă să efectuezi ieșiri frecvente, devenind o prezență obișnuită la petreceri și la tot felul de întâlniri vei face mulți cunoscuți interesant și cu siguranță vei scăpa de singurătate. Ce să faci? Cum să te comporți? În septembrie nu vei observa mari schimbări în destinul tău profesional. Aceasta este o etapă destul de calmă și productivă, în timpul căreia nimeni și nimic nu te va împiedica să-ți consolidezi poziția la locul de muncă. Dacă ești ocupată cu probleme de angajare normală, nu ar trebui să respingi o astfel de opțiune ca mutarea într-un alt oraș, regiune sau o țară străină. Nu-ți fie teamă de schimbări atât de mari, cu siguranță vor aduce rezultate pozitive. În septembrie, dacă ești antreprenor, nu ar trebui să efectuezi o analiză comparativă între propria afacere și o organizație concurentă. Această comparație nu va fi cea mai reușită și îți va provoca îndoieli de sine. Este mult mai corect și mult mai înțelept să te gândești la ce inovații îți vor conduce afacerea spre succes și prosperitate. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Gemeni, această lună poate fi o perioadă de încercări, întrucât stima de sine excesivă te poate împinge către acțiuni și decizii eronate, spre o pretențiozitate nejustificată, prin urmare. Nu vei putea evita o ciocnire cu realitatea, o criză spirituală, va trebui să-ți reglezi ideile, să scapi de iluzii și să construiești planuri mai realiste, poți întâmpina posibile probleme în parteneriate, publicitate inutilă, scandaluri până la litigi. Aproape întreaga lună, începând cu a opta zi, pentru tine se va dovedi a fi o cursă cu obstacole, prin urmare. Ajutorul unor oameni mai experimentați și competenți este important pentru tine. În cea de-a treia decadă, tonusul tău vital va crește, te vei simți mai încrezătoare, vei putea alege strategia corectă de comportament, banii și relațiile. Se pare că dacă ești o slujitoare la alții, în septembrie munca și afacerile oficiale pot fi lăsate complet fără atenția ta. Odată ce înțelegi că începutul toamnei nu-ți va aduce succes profesional la scară largă, vei amâna toate încercările de a avansa în carieră și de a deveni o persoană care este prezentă efectiv la locul de muncă. Este bine ca șefii tăi să nu observe această abordare a datoririlor tale oficiale, ceea ce înseamnă că nu vei primi o mustrare severă. Dacă ești angajat în afaceri nu vei exprima de asemenea, o încercare de a-ți promova activ, activ activitatea pe noi culmi. Personalul tău va observa rapid că ești destul de distrasă. Este posibil ca printre subordonații tăi să existe o persoană care decide să transforme situația în favoarea sa. Cu toate acestea, scuturând copacul apatiei din septembrie, vei opri rapid încercările de a-ți se prăbuși tezaurul, vei decide a lucra la maxim. Dragostea și aventurile pentru viața ta privată, septembrie va fi o perioadă foarte productivă. Vei elimina tot ceea ce te-a împiedicat să experimentezi satisfacții în propria viață. O ceartă minoră cu un prieten nu contează, deoarece vei uita curând acest incident. Dacă ești singură și visezi să construiești relații de dragoste armonioase, la începutul acestei toamne, cât mai destrage-te de mână să ieși din casă. Privește în jur. Există atât de mulți oameni interesanți de sex opus lângă tine care, ca și tine, suferă de singurătatea lor. Într-un cuvânt, dacă există o dorință, apoi pentru tine este oferit un roman strălucitor de septembrie. Hai că poți! Dacă ești ca și mine o persoană de familie, septembrie va fi o perioadă de vacanțe de neuitat în gospodărie. Gem, dulceață! Zacuscă și alte bunătăți pentru iarna care vine. Dacă o astfel de vacanță nu strălucește încă pentru tine, ei bine, chiar și în această situație, nimeni nu te va opri să petreci fiecare minut gratuit în compania prietenului tău de suflet, călătorii în afara orașului, sau să lucrați împreună la un complot personal, vă va ajuta să fiți și mai aproape unul de celălalt. Sănătatea în septembrie vei uita complet care sunt problemele cu starea de bine. Vei fi mândră să observi că ai reușit să învingi toate bolile vechi. Singurul lucru care începe să te enerveze din când în când sunt kilogramele în plus care nu-ți permis să-ți îmbraci unele dintre hainele revelatoare. Starea de bine, precum și conștientizarea propriei irezistibilități te vor ajuta să uiți de toate grijile recente bucurându-te de sărbătorile din septembrie și de distracție, îți vei oferi multe minute plăcute, care vor fi cheia echilibrului tău psihoemoțional. Viața personală, în general, la începutul toamnei nu ești amenințată de cataclisme majore. Doar de câteva ori în septembrie vei deveni participantă la conflicte interne de talie medie. Cu toate acestea, nu este nevoie să vorbesc despre o idilă completă în familie cel mai probabil, va apărea o perioadă de înstrăinare reciprocă între tine și partenerul tău de relații. Fă tot ce poți pentru ca această perioadă să nu se deruleze în revers. În septembrie stelele recomandă ca dacă ești singură să comunice mai des cu cei din jurul tău. Ei nu-ți vor permite ca starea ta de spirit ușoară și optimistă să dispară irevocabil în urma rezultatelor acestei luni stricte. Mai mult, înconjurată de persoane de sex opus, optimiste, poți întâlni un partener pentru o relație. Nu-ți fie teamă de diferența de vârstă. La noi în familie este de doar 21 de ani. Ce să faci? Cum să te comporți? În ceea ce privește finanțele, profesia sau afacerea, în aceste aspecte te vei comporta ca un strateg înțelept, luând ți timp de gândire. Făcând pași care vizează rezultate productive pe termen lung, există șanse ca angajații tăi să-și poată consolida în mod semnificativ autoritatea profesională sau să devină principalul sprijin pentru tine ca lider superior. Dacă lucrezi singur, ar trebui să-ți analizezi experiența. Această analiză te va ajuta să înțelegi căror aspecte ale afacerii tale ar trebui să le acorzi mai multă atenție. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Rac, pentru tine, luna septembrie va fi o lună energică și dificilă, iar după data de 8 te poți confrunta cu conflicte și relații foarte tensionate cu rude, prieteni, precum și eșecuri în activitățile educaționale și științifice. În acest moment, probabilitatea de a lua decizii pripite și eronate crește poți să te împiedici în lucrurile mărunte sau să retreci cu vederea, sau să nu ai timp să faci ceva mai important. De asemenea, va crește capacitatea de a face multe lucruri deodată, dorința de rezultate rapide. Cu toate acestea, condițiile obiective vor crea o mulțime de obstacole, din cauza cărora multe planuri pot fi frustrante, iar termenele pot fi amânate la nesfârșit astfel încât răbdarea ta poate fi epuizată. În cea de-a treia decadă energia ta de viață va scădea, iar pentru tine va fi mai dificil să te confrunți cu problemele care pot apărea în cercul tău apropiat, în casă, în relațiile cu partenerii, banii și relațiile. Ciuda cum s-ar părea, latura financiară a vieții tale în lună septembrie nu va fi supusă șocurilor puternice. Dacă lucrezi într-o companie, Până la sfârșitul lunii situația la locul de muncă nu se va schimba dramatic. Vei continua să-ți îndeplinești cu sârguință datoria fără a înceta să visezi la o promoție. La un moment dat chiar vei crede că cariera ta a început în sfârșit să crească, dar, din păcate, va fi doar o iluzie care va dispărea în curând fără urmă. Dacă ai propria afacere, în septembrie vei dovedi o rezistență uimitoare. Trebuie să remediezi rapid problemele majore de personal, să cauți noi investitori sau să stabilești unde să vinzi produse finite. Toate aceste întrebări vor cădea asupra ta ca o avalanșă de zăpadă, dar vei găsi puterea de a dezasambla acest blocaj și de a continua să duci afacerea spre înălțimi noi. Dragostea și aventurile Tot ceea ce se va întâmpla în luna septembrie în viața ta emoțională poate fi descris succint, Confuzie pură. Dacă ești o persoană liberă de căsătorie, vei dori să te bucuri de popularitatea de plin în rândul sexului opus. Drept urmare, vei aduna în jurul tău o armată de fani entuziaști pregătiți pentru orice sacrificiu. Mai mult, fiecare dintre acești oameni va crede că el este cel care are toate șansele să devină sufletul tău pereche. Dacă ai o familie, în septembrie te vei concentra pe un proiect neobișnuit de familie. Este posibil să dorești să faci o renovare cu ajutorul unui designer, să creezi o reproducere unică unei picturi sau să faci aerograf fără să ai idee despre tehnologia acestui proces. La început, cei dragi vor rezista acestor inițiative și apoi vor renunța pur și simplu, permițându-ți să creezi și să experimentezi. Sănătatea. În septembrie nu vei avea nici măcar un singur motiv de a-ți face griji pentru bunăstarea ta. Vei putea trece foarte repede de la viața personală la afacerile oficiale, găsind timp pentru a vizita un cosmetolog și pentru a merge la sala de sport. Drept urmare, în toamna acestui an îți vei atinge obiectivul, figura ta va deveni vizibil mai subțire, despre care vei fi informat nu numai din cântare, ci și din privirile admirative ale persoanelor de sex opus. Totuși, la un moment dat, vei simți că energia ta a dispărut undeva fără urmă. Abia reținându-te pentru a nu urla despre propria neputință, vei începe să înghiți pastile cu mână. Aceasta va fi doar o alinare temporară. Nu am una din nou vizita la specialiștii medicali. Viața personală. În ceea ce privește sfera interpersonală, acest aspect așa cum am menționat deja, nu va primi prea multă atenție din partea ta. Pentru a evita discordia familiei, dacă te afli într-o relație permanentă, ar trebui să-ți petreci tot timpul liber în gospodărie. Interesează-te de afacerile de familie și abține-te de la expresiile, acestea sunt problemele tale, ele nu mă preocupă. Într-un cuvânt, nu permite să apară o propastie profundă între tine și cei dragi. Dacă ești singură, în septembrie stelele te încurajează să acorzi o atenție deosebită membrilor familiei man în vârstă. Există riscul ca, în timp ce te afli în carierismul tău, unul dintre ei să devină victima unei crize emoționale. În ceea ce privește romantismul, dacă tu nu te străduiești cu adevărat, este puțin probabil să reacționezi la curtenirea de către o persoană drăguță. Ce să faci? Cum să te comporți? În septembrie toate eforturile tale vor fi orientate spre succesul profesional, sfat important, dacă aspiri la culmile unei cariere nu ar trebui să-ți împărtășești planurile cu colegii de muncă, există riscul ca unul dintre ei să fure cinichidele tale. Dacă ești antreprenor, la începutul toamnei, are sens să efectuezi o actualizare majoră, după ce vei fi implementat inovații la scară largă în propria afacere pot spera că vor aduce rezultate uimitoare, da, acest lucru va necesita o investiție impresionantă, dar aceste costuri vor fi cu siguranță recuperate, zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Leu, septembrie pentru tine este o perioadă ambigua, deoarece se pot deschide oportunități bune pentru creșterea veniturilor tale, pentru o muncă mai dificilă, dar și responsabilă și interesantă. Cu toate acestea, în același timp, contradicțiile și îndoielile interne îți pot crea restricții în manifestarea inițiativelor și a libertății creative. Iar frivolitatea inerentă ție nu ți va permite să vezi detalii importante în special în problemele financiare. Primele zile ale toamnei te vor prinde într-un vârtej de evenimente și cunoscuți. Astfel că sfârșitul lunii septembrie pentru tine va fi marcată de un eveniment important. Este posibil ca acest incident să nu aibă un impact special asupra vieții, dar te va inspira să ai o poziție mai activă și să ai toate problemele în propriile tale mâini. Există o mare probabilitate de a încheia acorduri neprofitabile și de a fi înșelată de parteneri care nu sunt în apropiere. Aproape toată luna septembrie Începând cu data de 8, trebuie să acționezi foarte atent și să nu lași lucrurile să meargă singure. În cea de-a treia decada a lunii septembrie, energia se va schimba, potențialul intelectual va crește, dar în relațiile cu ceilalți trebuie să fii atentă. Banii și relațiile, în carieră și afaceri financiare, vei avea de asemenea o situație foarte instabilă. Dacă ești angajată unei companii, Veștile neplăcute vor deveni principala sursă de neliniște pentru tine, o reducere este curând planificată, nevrând să fii pe lista persoanelor care sunt destinate să se alăture rândurilor șomerilor, vei oferi tot ce este mai bun serviciului, vei lucra la 100%, poate chiar mai mult, dragostea și aventurile. Întreaga lună septembrie, și mai ales primele două săptămâni, vor deveni un adevărat test pentru tine. Anxietatea ta va atinge un maxim și nemulțumirea față de starea de lucruri și de tine însă ți va începe să infecteze toate sferele vieții cu negativitate. Astrele te sfătuiesc să nu cazi în deznădejde și să-ți aduni gândurile. Mijlocul lunii septembrie va fi marcat pentru tine de o serie de vești neplăcute. Anxietatea și tristețea te pot ține de mână. Dacă ești singură, la jumătatea lunii septembrie vei întâlni un suflet pereche. Începând comunicarea cu el te vei scufunda imediat în lumea iluziilor și fanteziilor romantice. Activitatea și determinarea te vor ajuta să lansezi mecanisme pentru dezvoltarea relațiilor cu persoana iubită, dar în viitor, o manifestare excesivă a temperamentului tău va fi inadecvată. Sănătatea în luna septembrie problemele de sănătate vor fi asociate cu o disfuncționalitate a circulației sângelui, compoziția limfei și sângelui, tulburări nervoase, spasme. În acest moment, ochii și inima se pot îmbolnăvi. Cauzele acestor boli pot fi stresul fizic și mental, supra-solicitarea, o fluctuație accentuată a metabolismului. Inima slăbită și circulația sângelui pot provoca diverse flebite venevaricoase, crampe. Pentru prevenire, trebuie să urmeze o anumită dietă bogată în vitamine, fosfor și fier. Evita accidentele de muncă, condusul mașinii cu viteză mare. Prin urmare, fii atentă și discretă în acțiunile tale. Nu ameliora tensiunea nervoasă cu alcool, deoarece ficatul tău nu va putea face față acestei sarcini. Ca urmare, este posibil să faci o intoxicație severă cu alcool, hepatită, viața personală. În septembrie, este prevăzută cea mai importantă poveste de dragoste. Dacă ai o familie, vei putea găsi o muză personală în persoana unui partener de căsătorie. Dacă începi reparațiile acasă la începutul toamnei, poți spera la un rezultat uimitor care poate fi obținut fără costuri emoționale grave. Dacă ești singură la începutul toamnei, nu vei avea timp să cauți iubirea adevărată. Totuși, acest sentiment va apărea complet brusc și va deveni un punct de cotitură în soarta ta. Acesta este probabil un roman foarte neobișnuit. Ce să faci? Cum să te comporți? Viața profesională în septembrie va fi un triumf. să vei fi cu siguranță dacă te angajezi în forme de muncă creative, inventive sau științifice. Vei putea să creezi ceva ieșită din comun, iar acest proiect va schimba destinul tău profesional. Dacă lucrezi în antreprenoriat, în septembrie ești de asemenea sfătuită să asculți intuiția ta. Cea mai bună idee posibilă va fi una în care creativitatea, calculul exact și o strategie severă pot duce la succese majore care vor fi împletite subtil. Sfat important! Nu renunța la alianțe promițătoare! Acest lucru va oferi un nou impuls afacerii tale. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Fecioara Pentru tine, septembrie este o perioadă foarte dinamică și controversată și, pe de-o parte, vei fi foarte energică și decisivă, iar pe de altă parte, vor exista multe situații ambigue în relațiile cu partenerii. Tu vei crea dificultăți pentru tine însăți exagerând pericolele și îndoindute de oamenii din jurul tău. Din această cauză, nu vei putea construi o linie de comportament corectă, ajungând astfel într-un impas moral. Aproape întreaga lună, începând cu a opta zi, vremea cosmică nefavorabilă va persista, așa că trebuie să-ți înstrăinezi încăpățânarea și dorința de a domina iar apoi îți vei putea orienta energia către implementarea unor sarcini mai importante. În cea de-a treia decada a lunii septembrie, sunt posibile dificultăți financiare, achiziții nereușite și investiții de fonduri, iar dorința de a muta o parte din grijile și problemele tale pe umerie altuia, poate sfârși în eșec. Banii și relațiile După ce ai acumulat putere, în a doua decada a lunii vei începe să crezi. Lucrarea îți va arde literalmente în mâini. Acum ai toate șansele să devii liderul echipei, demonstrând rezultate ridicate într-un timp extrem de scurt. Este posibil ca unii dintre colegii tăi să aibă nevoie de ajutorul tău, arată-l, dar ai grijă, colegul să nu-și transfere treptat responsabilitățile pe umerite, va trebui să parcurgi încercări în urma cărora vei dobândi experiență practică care îți poate îmbunătăți calitățile și profesionalismul, vei găsi o sferă de activitate adecvată în care poți colabora cel mai eficient cu alte persoane și te vei asigura că eforturile tale de a atinge obiectivul stabilit îndeplinesc așteptările. Pentru a rezolva cu succes multe probleme, va fi necesar să apelezi la sprijinul prietenilor, partenerilor și să semnați un acord dragostea și aventurile. Natura calmă și măsurată ta îi va surprinde pe toți cei din jurul tău în septembrie. Încă de la începutul lunii te vei afla într-o stare de refacere emoțională, astfel încât stagnarea psihologică bruscă va întâlni mediul cu un grad de suspiciune și nemulțumire. Cu toate acestea, după ce vei fi depășit supra-saturația comunicativă, Vei reveni din nou la viața normală și vei fi gata să duci o viață activă socială și de afaceri, nu vei dori să ajungi cu noi cunoscuți într-o comunicare mai strânsă, prin urmare, nu trebuie să te aștepți la schimbări fatidice în luna septembrie. Septembrie va fi o lună de contradicții pentru domnișoare, primele zile de toamnă îți vor aduce în mod rezonabil o cote egală de știri plăcute și negative, prin urmare. Vei fi confuză și a lua decizii importante pentru tine va fi neobișnuită de dificil. Este posibil să încerci să ai o aventură cu o anumită persoană, dar rezultatul nu va fi cel pe care te bazezi. Dacă ai o familie, luna septembrie va fi de asemenea incertă, poate apăra gelozie în tine, iar nefondarea acestor suspiciuni nu-ți va permite să rezolvi în mod constructiv pretențiile apărute împotriva partenerului. Sănătatea Luna septembrie îți va afecta metabolismul, circulația fluidelor în organism. Aceste lucru poate provoca dureri în unele organe sau deshidratare. Stomacul poate produce fie mult suc gastric, fie puțin. Orice durere poate provoca crampe și leșin. Pentru a menține sănătatea, este necesar să te plimbi în aerul curat, să eviți camerele în care se fumează, să bei sucuri care reglează metabolismul. Ferește-te de ochiul roșu de influență magică. Acum de ochiul se poate manifesta. Datorită stării emoționale sporite, poți acționa impulsiv, ceea ce va crea o situație periculoasă, violență, agresivitate. Pentru a evita acest lucru, este indicat să respecti cu strictețe rutina zilnică și să bei ceai liniștitor noapte. Viața personală de fapt, principalele sfaturi cu privire la viața personală le-am prezentat mai devreme, trebuie adăugat că în septembrie nu vor exista amenințări externe, nici pentru fericirea familiei, nici pentru relațiile cu un cerc apropiat de prieteni. Singurul lucru care ți se recomandă în continuare este să refuzi comportamentul egoist, învață să asculți și să uz tot ceea ce familia ta vrea să-ți transmită. Dacă este necesar, poți și ar trebui să ajuți cu sfaturi. Dacă ești singură, în septembrie nu ți este recomandat să-ți deschizi inima către pasiunile fierbinți. Există riscul ca această pasiune să crească. Înainte de a începe o relație, ar trebui să te asiguri că ai un partener serios și nu o persoană care te folosește ca pe o jucărie nouă. Ce să faci? Cum să te comporți? câtă despre ceea ce se întâmplă în viața ta profesională, nu se așteaptă aici tulburări speciale. În acest caz, dacă ești slujitoare într-o companie, va fi necesar să construiești comunicarea cu colegii pe o notă prietenoasă, aceste lucruri este mult mai bun decât să te ții separată de ei, încercând rolul unui lup singuratic. Capacitatea de negociere va fi utilă chiar dacă lucrezi pentru tine însă și visezi să dezvolți o afacere personală. Cel mai mare impuls pentru întreprinderea ta va fi adus de o alianță de afaceri bine considerată, perfect planificată, cu o companie de succes, cu mulți ani de experiență. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Balanța. Pentru tine. Septembrie este cea mai dificilă perioadă din acest an, deoarece imunitatea zlăbită, lipsa de vitalitate poate provoca sănătate slabă și performanțe slabe. Perioada de după data de 8 va fi deosebită de lipsită de armonie, când pericolele ascunse, opoziția față de cei răi și criticile pot afecta puternic vanitatea ta și pot crea o atmosferă de intoleranță în jurul tău situația poate fi complicată de propria atitudine negativă, părând de lipsită de speranță. Ipohondrile specifice ție, în acest moment te pot conduce din ce în ce mai adânc în probleme. În cea de-a treia decada a lunii septembrie, te vei simți mai confortabil, starea ta de spirit va fi mai optimistă, iar aceste lucruri te va ajuta să folosești sprijinul prietenilor, rudelor precum și să te angajezi cu succes în orice activitate intelectuală. Banii și relațiile În prima jumătate a lunii vei fi foarte ocupată. Comenziile și cererile vor începe să curgă peste tine de parcă s-ar fi spart o țeavă. Dar, una câte una, le vei executa cu foarte multă pricepere și fără probleme, fără a lăsa colegilor și conducerii nici cea mai mică îndoială cu privire la profesionalismul tău un asemenea zel nu va trece neobservat. Rezultatele eforturilor în muncă vor fi probabil estimate, dar mai aproape de sfârșitul lunii sau chiar la începutul lunii octombrie. În a doua decada a lunii septembrie, vei deveni prea sigură pe tine. Drept urmare, poți prelua o sarcină dificilă, care, din păcate, nu te va pune într-o bună poziție. Nu încerca să păstrezi o față bună într-un joc rău și este mai bine să recunoști sincer un eșec, doar în acest caz vei putea să-ți salvezi reputația și să eviți sancțiunile, dragostea și aventurile. O ușoară răcire este de așteptat în viața ta de familie, se va manifesta cel mai pe deplin pe 14 septembrie, ziua lunii pline, pentru ca restul lunii să nu fie un răsfăț de dezacorduri și nemulțumiri încearcă să te exprimi într-un mod de diplomatic, închide ochii la unele observații făcute de persoana iubită și acordă-i cel puțin o scuză. Dacă nu începi să faci presiune asupra lesului, atunci, la rândul său, îți va permite să te comporți destul de liber. Dacă este posibil, amână pentru o perioadă soluționarea problemelor interne și financiare complexe, Refuză să discut subiecte care provoacă nemulțumirea partenerului sau a ta. Pe 27 sau 28 septembrie, aranjează o seară romantică, lumânări aprinse, pornește o muzică moale, beți un pahar de vin împreună, în niciun caz nu te angaja în amintiri neplăcute. Zâmbește, fi dulce și blândă. Sănătatea! În perioada 19 la 29 septembrie vei simți o creștere a forței datorită tranzitului solar, chiar dacă în perioada indicată ai senzații dureroase, acestea vor avea o natură de scurtă durată, pentru a le elimina, nu trebuie să consulți un medic și cu atât mai mult să recurgi la ajutorul medicamentelor, a doua jumătate a lunii va fi numai puțin favorabilă sănătății deoarece va trece sub influența lui Jupiter, răcelile și infecțiile virale te vor ocoli, exacerbarea bolilor cronice nu este de așteptat, dacă dorești, poți consacra această perioadă pentru prevenirea bolilor ficatului și pancreasului, viața personală, așa cum am menționat deja, o mulțime în timpul lunii septembrie va depinde doar de tine, dacă vei înțelege de la bun început că furia provoacă furie, un zâmbet va reveni cu siguranță pe fața ta, seamănă în jurul tău semințe de rațional, bun, etern și învață să găsești lucruri pozitive în acțiunile celor dragi. Cele spuse acum sunt valabile mai ales pentru cele care sunt într-o pereche cu experiență. Armonia și confortul în cadrul familiei tale depindă doar de propria ta dispoziție. Dacă ești unică, singură, în septembrie poți și ar trebui să-ți deschizi inima noilor cunoscuți. Este o mare greșeală să cauți un truc în comportamentul fiecăruia cu care soarta te va întâmpina în cursul acestei luni. Cel mai probabil, unul dintre ei este partenerul ideal pentru o relație lungă și pentru căsătorie. Ce să faci, cum să te comporți, în tot ceea ce se referă la finanțe și la carieră, sfatul principal relevant pentru tine va fi... Fă totul astfel încât afacerile, asocierile comerciale inițiate anterior să nu fie distruse din cauza criticii tale excesive sau a comportamentului tău nejustificat de agresiv. Întreaga lună este potrivită pentru munca productivă și creșterea profesională. În septembrie, dacă ai propria afacere, are sens să începi să dezvolți idei noi cu privire la creșterea companiei tale. Nu renunța la experimente neobișnuite, precum și la dezvoltarea unei noi linii de bunuri sau servicii. Pasul 1. Analiza cererii de la cumpărători. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Scorpion. În această lună poți avea perspective serioase în afaceri, poți fi implicat în noi proiecte colective, în muncă serioasă iar atitudina ta față de viață poate fi revizuită în mod serios de către tine. O relație foarte strânsă și puternică cu rudele sau cu prietenii verificați te va ajuta să stai pe picioare mai încrezătoare, să te concentrezi pe probleme și relații importante. Este adevărat, perioada de la 8 septembrie până la sfârșitul lunii va fi foarte dificilă, ești amenințată de mai multe ori să intri în relații complexe și chiar destructive cu partenerii, precum și să cedezi ispitelor și să cheltui mulți bani pe divertisment. În cea de-a treia decadă, îți poți schimba credințele, poți ceda provocărilor și te vei afla fără sprijinul necesar. Este de asemenea o perioadă destul de agitată și depresivă. Banii și relațiile un val puternic de forță și energie îți va fi oferite de stele în prima decada a lunii septembrie. Datorită lui Mercur, memoria și abilitățile analitice se vor îmbunătăți, iar atenția va crește. În această perioadă vei supune unei analize riguroase activitățile tale și vei ajunge la concluzia că este suficient să urmărești tabloul în ansamblu. Vrei schimbări, dar vrei schimbări cardinale. A doua decada a lunii este un moment bun pentru a începe să cauți. Acord atenție posturilor vacante în domenii de activitate diferite de ale tale și nu-ți face griji dacă nu ai încă setul de cunoștințe și abilității necesare, toate acestea se realizează ușor în practică. Dar la începutul cele de a treia decade, activitatea în muncă nu va fi prea intensă, dar nu din vina ta. Circumstanțe neprevăzute pot provoca o întrerupere a întregii echipe, posibile defecțiuni ale dispozitivelor tehnice, întreruperi de curent în camerele de lucru și defecțiuni ale programelor de calculator. După 24 septembrie, este momentul cel mai favorabil pentru începerea unor proiecte noi și trecerea la o nouă poziție. Dragosta și aventurile. Deschiderea inimii pentru o nouă relație în septembrie nu va fi ușoară, ești reținută și dai impresia unei persoane reci care nu are chef de comunicare. Între timp, în mediul tău în această perioadă va apărea cu siguranță o persoană care va încerca să-ți câștige atenția, aruncă o privire mai atentă, cel mai probabil, aceasta este doar pentru a te convinge că poți avea încredere 100%. Relațiile care vor începe în această lună au șanse mari să dureze mai multă de un an sau chiar mai multă de un deceniu. Dacă ești deja într-o relație, stelele promit o lună în general armonioasă. Este adevărat, începutul celei de-a doua decade poate fi umbrită de o mică ceartă, care poate fi epuizată foarte repede. Pe 22 și 23 septembrie, cu luna în rac, o cină comună va fi excelentă unde atât rudele tale, cât și ale jumătății tale se vor aduna la aceeași masă. Dacă rămâne o întrebare nerezolvată între tine și partenerul tău, reveniți la ea pe 29 sau 30 când de lună intră în balanța diplomată. În aceste zile vei putea, probabil, să fii de acord cu persoana iubită despre tot. Sănătatea, datorită grupului de planete din Capricorn, în septembrie bolile grave și infecțiile virale te vor ocoli. Vei fi plină de forță și energie, dar acesta nu este un motiv pentru a testa organismul pentru rezistență. În acest caz, o exacerbare a unei boli cronice este inevitabilă. Încearcă să nu încălci regimul obișnuit al zilei și să mănânci echilibrat. Cea mai mare parte a lunii, și anume de la 1 la 23 septembrie, va trece sub influența benefică a lui Venus și, prin urmare, este ideală pentru prevenirea afecțiunilor hormonale și a bolilor sistemului endocrin. Normalizează-ți dieta, consumă cantitatea minimă de zahăr și sare, refuză să prăjești alimentele în ulei vegetal, nu te supraalimenta și nu uita de beneficiile activității fizice moderate. Viața personală, practic, Septembrie nu va fi tragică pentru destinul personal, va fi util pentru tine, dacă ai o familie, să păstrezi confort în spațiul personal. În mod ideal, acest proces consumator de timp ar trebui să se desfășoare într-o înțelegere cu partenerul de relație. Dacă ești încă singură, te poți dedica în această lună dezvoltării de sine. Dacă dorești, poți elimina chiar și acel defect extern care a cauzat multă timp complexe. Dacă te-ai gândit de multă vreme la chirurgia plastică, sau alte proceduri cosmetice, numai puțin grave, poți lua o decizie pozitivă în acest sens, ce să faci, cum să te comporți, acum câteva cuvinte despre aspectul în care septembrie se va dezvolta la maxim, este vorba despre soarta ta profesională în care nimic nu se va schimba în următoarele patru săptămâni. Dacă ești ocupată cu probleme de angajare, va trebui să arăți puțin mai multă ingeniozitate și întreprindere, nu te aștepta la minuni, o poziție promițătoare nu va cădea din cer. În septembrie, dacă ești antreprenor, ai voie să te retragi ușor înapoi de la afaceri, dar numai cu condiția să domnească o ordine de plină și să nu existe probleme controversate. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Săgetător, septembrie pentru tine este o perioadă disarmonică și îți va fi mai dificil să-ți dai seama singură, va trebui să acționezi în limite și termene destul de stricte. Aceste lucruri poate provoca spiritul tău rebel și dorința de a te elibera de orice presiune. Cu toate acestea, în acest moment, Evenimentele îți pot aduce un venită bun și îți pot oferi un sentiment de stabilitate, ceea ce va fi necesar în acest moment dificil. Perioada adversă va începe după data de 8 septembrie și va continua până la jumătatea lunii octombrie. Prin urmare, trebuie să-ți restrângi ambițiile și să te autoconceptualizezi pentru a nu-i deranja pe alții în jurul tău, în special colegii și conducerea. Apropo, Certurile și reproșurile pot reveni și ele în cercul familiei. În cea de-a treia decadă, vei fi afectată de energii mai armonioase, iar aceste lucruri te va ajuta să cooperezi și să comunici rodnic, să participi la evenimente colective, banii și relațiile. Capacitatea de a acționa contrar circumstanțelor în septembrie va fi deosebită de importantă și valoroasă. Judecă pentru tine! Planurile din această lună vor fi încălcate din când în când, pot exista obstacole și întârzieri minore asociate cu documentația sau slăbiciunea unora dintre colegi, va trebui să ai răbdare și să scapi metodic de interferențe. Un moment bun pentru acțiune este 18 septembrie, când Neptun revine la mersul direct, în această zi, probabil că vei putea face o descoperire majoră la muncă. Căutarea unui nou loc de muncă în septembrie este nejustificată. Vei rătăci de la un interviu la altul fără să găsești vreodată slujba viselor tale. Nu va mai exista un astfel de lucru, nici plata pentru munca ta nu ți se va potrivi. Nu coborâ tacheta financiară, este mai bine să aștepți deschiderea de noi locuri vacante, mai ales că este chiar în apropiere. Dragostea și aventurile Succesul la sexul opus în septembrie îți este garantat, și nu contează dacă ai un partener obișnuit, chiar dacă ești căsătorită de mulți ani, pretendenții se vor roti constant în jurul persoanei tale, dacă unuia dintre ei vei oferi reciprocitate, depinde de tine. Dacă nu începi să afișezi semne de recrutare explicite, este puțin probabil ca cealaltă parte să îndrăznească să se apropie. În cea de-a doua decada a lunii septembrie ți se va oferi o oportunitate excelentă de a lucra la erori. Dacă în trecut ai comis un act neașteptat sau ți-ai jignit prietenul de suflet cu un cuvânt, fă un pas hotărâtor către reconciliere. În această perioadă, ți se va acorda iertare completă. Sănătatea În prima jumătate a lunii septembrie va fi dificil să-ți controlezi emoțiile, așa cum indică grupul de planete din Zodia Fecioarei, vei reacționa violent și uneori dureros la orice evenimente, exagerând foarte mult semnificația ceea ce se întâmplă. Rămânând în alertă ridicată vei afecta negativ funcționarea sistemului nervos. Pentru a preveni acest lucru, începe să practice yoga sau alte practici orientale, încearcă să mergi mai des în aer curat. Pe 18 septembrie, datorită aspectului tensionat al Uranusului către lună, vei fi prea sensibilă la stimuli ușor și sunet. Evită luminile sclipitoare și companiile zgomotoase, nu asculta muzică la volum mare și petrece mai puțin timp la computer sau telefon. Încearcă să petreci ziua specificată în cea mai relaxată atmosferă, pentru a nu deveni o statică a migrenelor. Viața personală Acum vorbesc despre aspectul care în septembrie îți va aduce multe momente pozitive. În tot ceea ce ține de prietenie, dragoste, familie, pentru tine, se va dezvolta o atmosferă foarte confortabilă. Pot spera că conflictele care au otrăvit liniștea familiei tale vor înceta singure. Aceste conflicte vor fi înlocuite cu o etapă foarte romantică, care se recomandă să fie salvată sub formă de numeroase fotografii cu sufletul pereche. Dacă încă mai ți arcul singură, chiar dacă ți-ai închis inima pentru o dragoste nouă, ești sortită să experimentezi un sentiment profund de la începutul toamnei. Acest roman va începe în momentul în care va fi cel mai puțin așteptat, de exemplu, în timpul unei călătorii sau în timp ce studiezi, ce să faci, cum să te comporți, Singurul lucru care nu se va schimba în septembrie este starea carierei tale. Dacă tu cauți o creștere profesională, nu ar trebui să percepi evenimentele din septembrie ca fiind inutile. Acceptă mai bine această etapă ca o perioadă de refacere a forței și consolidarea rezultatelor deja obținute. Acest sfat este relevant și dacă ai propria afacere. Nu este nimic rău în faptul că următoarele patru săptămâni vor trece mai degrabă pasiv, în absența unor probleme speciale, te poți implica în planificarea realizărilor viitoare, sau în îmbunătățirea sănătății tale, zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Capricorn, în această lună vei simți un exces de forță, spirit antreprenorial, Astfel încât vei putea să reușești în multe direcții, vei putea să te afirmi, va fi important să-ți aperi poziția, ideile și să rezolvi problemele. O minte deschisă și capacitatea de concentrare te vor ajuta să obții succes în activități educaționale și științifice, să te ocupi de adversarii tăi și să pui pe oricine la colț în dispute. În același timp, vei simți foarte subtil oamenii, le vei vedea slăbiciunile și viciile, ceea ce te va ajuta să-i controlezi pe ceilalți. Cu toate acestea, în acest moment este important să-ți păstrezi principiile și îndrumările spirituale pentru a renunța la ispită de a manipula oamenii. În cea de-a treia decada a lunii septembrie, energiile cosmosului nu vor fi favorabile pentru tine și un sentiment al datoriei te va obliga să te angajezi în activități și responsabilități care îți limitează libertatea creativă banii și relațiile. Prima decada lunii îți va aduce o soluție la o problemă care te bântuie de multă vreme. Este foarte probabil să apară o persoană competentă în mediul tău, care nu numai că te va sfătui cum să acționezi cel mai bine în situația actuală, dar va răspunde și pentru rezultatul măsurilor luate. În general, multe în această perioadă vor depinde de capacitatea ta de a lucra în echipă, de a asculta și de a auzi în partener simte-te liberă să ceri ajutor colegilor tăi și să răspunzi de bună voie la solicitări similare. Principalul sfat al stelelor pentru a doua decada a lunii, marcată de aspectul armonios al lui Mercur pentru zodia ta, este să te desprinzi de vârtejul obișnuit al zilei și să te scufunzi într-un alt cadru. Ghidul interior îți va permite să mergi cu ușurință la cursuri de zi, training-uri și seminarii. Nu renunța la călătorii toate acestea te vor ajuta la creșterea interesului pentru muncă. În plus, cunoștințele pe care le vei primi în această poziție a lui Mercur vor fi dobândite rapid și îți vor veni în ajutor foarte curând. Dragostea și aventurile Oricât de ocupate ești la locul de muncă în prima decadă a lunii, încearcă să-ți faci timp pentru comunicare și flirturi romantice, pentru că acum, viața personală va fi în plină dezvoltare. Dacă ai o familie, stelele te sfătuiesc să-ți faci mai des timp pentru a petrece timpul singură cu a doua jumătate, dându-ți urma și în grija bunicilor sau a altor rude. Neavând un partener permanent, septembrie va fi pentru tine o perioadă de schimbări plăcute în viața personală. Persoana pe care ai cunoscut-o anul trecut sau cu un an înaintea ultimului, va avea în sfârșit o continuare. Se va forma prietenie, care se va dezvolta treptat în romantism, deci, foarte posibil, deja poți avea gânduri de nuntă. Sănătatea, o ușoară deteriorare în perioada 1 la 21 septembrie se va datora prezenței soarelui în casa opusă sănătății. Iați o pauză, minimizează activitatea fizică și petrece mai mult timp dormind, în caz contrar, vei epuiza corpul și vei provoca defecțiuni ale sistemului cardiovascular. Acesta va fi în special vulnerabil în prima săptămână a lunii, după cum indică poziția planetelor pe astrograma natală. În aceste zile se recomandă nu numai reducerea gradului de activitate, ci și luarea complexelor speciale de vitamine. Din temerile și îngrijorările din trecută despre sănătate nu va rămâne nici urmă. după ce, după 27 septembrie, luna formează un aspect armonios semnului tău. Starea de spirit se va îmbunătăți și vei întâlni viața acum zâmbetă dezarmant pe fața ta. Viața personală, nici o situație sau eveniment la începutul toamnei nu se va dezvolta în destinul tău personal. Dacă ai o familie, ca și până acum, vei face totul pentru pacea și bunăstarea celor dragi, primind în schimb afecțiune, iubire și îngrijire ar fi de dorit să-ți invici sufletul pereche să lucreze împreună cu tine la problemele legate de bunăstare, relevante mai ales dacă vârsta ta a trecută de-a 40 -a aniversare. Dacă ești singură, cel mai probabil, vrei să cauți iubire peste tot. Așa cum se întâmplă în mod obișnuit cu tine, vei privi pe cineva multă timp și apoi, după ce ai descoperit un defect la această persoană, decizi în mod critic această relație este sortită eșecului și nu ar trebui să petreci timp liber pentru ea. Încearcă să fii mai puțin critică. O familie înseamnă toleranță. Ce să faci? Cum să te comporți? În ceea ce privește profesia, cariera, finanțele, în aceste aspecte, așa cum am menționat deja, nu se așteaptă nicio criză accentuată, nicio catastrofă. Pentru a rămâne pe aceleași poziții, va fi suficient să aplici cantitatea obișnuită de forță și atenția asupra muncii. Dacă lucrezi pentru tine însăți, va trebui să recunoști la un moment dat că succesul în afaceri depinde în mare măsură nu numai de perseverență și de munca grea, ci și de noroc. Dar, așa cum ți-ai dat deja seama, te va ocoli prin apropiere. Cum să aduci norocul la tine? În primul rând, Așteaptă până când această lună se va termina. În al doilea rând, crede cu tărie noroc. Prin urmare, un sfat poate puțin ciudat, vizualizează dorințele principale. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Vărsător, pentru tine, septembrie este o perioadă foarte dificilă, deoarece energiile dizarmonice îți pot schimba mult viața și percepțiile tale. Este firesc că vei concentra în tine însăți un potențial energetic imens, de care îți va fi greu să-ți dai seama, te vei putea confrunta din nou cu situații dificile și neplăcute, vei repeta lecții de viață și vei călca pe același greblă. Perioada de la 8 la 23 septembrie, în această privință se poate dovedi a fi cea mai problematică și este mai bine să fii ghidată de considerațiile și intuiția ta și să nu mai dai crezare prietenilor și colegilor, deoarece credulitatea excesivă te poate costa scump. După 23 septembrie, energiile cosmice afectante vor fi mai confortabile și mai ușor de înțeles pentru tine, astfel încât vei putea evalua în mod obiectiv situația acțiunile celorlalți, și aceste lucruri te va ajuta să faci față multor dificultăți, banii și relațiile, stelele îți pregătesc o răsucire a destinului, este ceea ce se reflectă în astrograma natală. Te așteaptă schimbări în sectorul financiar, poate că îți vei schimba locul de muncă, vei primi o promovare sau vei găsi o sursă de venit suplimentar, oricare ar fi, schimbările care afectează bunăstarea ta financiară, amenințarea schimbărilor sunt pozitive cât și negative. Venitul pe care l aștepta poate fi primit cu o anumită întârziere. Cu toate acestea, vei putea evita problemele majore. În cea de-a doua decadă, nu vei mai suporta obligațiile copleșitoare. Chiar dacă reușești să faci față muntelui de obligații și îi surprinzi pe șefi, nu îți vei atinge obiectivul prețuit. În loc să-ți încurajeze munca, managementul te va încărca în continuare cu muncă. Cea mai bună tactică din această perioadă, să fii mai liniștită decât apa sub iarbă. Dragostea și aventurile În septembrie vei supraviețui unei game întregi de sentimente și emoții. Poți fie să întrerupi relația anterioară pentru a te scufunda cu capul într-o nouă aventură, sau din potrivă, să descoperi noi fațete ale iubirii în sufletul tău pereche. În orice caz, luna aceasta va fi saturată și luminoasă. Dacă ești singură, vei putea în sfârșit să-ți întâlnești dragostea și să încerci o relație serioasă. În această lună, trebuie să dedice mai multă timp prietenilor și cunoscuților. Poate printre aceștia există un partener cu care îți vei trăi toată viața mână în mână. La jumătatea lunii septembrie, romantismul te va copleși și vei dori ceva dulce și frumos pentru a te satisface pe tine și pe partenerul tău, faceți o plimbare în parcuri sau faceți o excursie în pădure. Sănătatea În perioada 1 la 9 septembrie, când guvernatorul semnului tău se va uni cu luna albă, bunăstarea fizică va depinde completă de puritatea gândurilor. Evită conflictele cu ceilalți. Fii mai puțin critică, încearcă să eviți egoismul. Nu pune piedici nimănui și nu invidia succesele altora. Dezvoltând emoții negative, riști să te îmbolnăvești. Dacă ți este greu să eliberezi de energia uraniană negativă acumulată în interior, începe să practice meditația. Cursurile de autotraining vor fi, de asemenea, utile și eficiente. În ultima săptămână a lunii, riști să fii prinsă de o dispoziție proastă, așa cum avertizează Lilith încordată pe astrograma natală. Pentru ca tristețea să-ți părăsească inima mai devreme, stelele ți recomandă să te odihnești mai mult. Și nu uita, odihna este o schimbare de activitate. Deși este greu de crezut, dar dacă respecti o dietă, atunci renunță la ea cel puțin cele șapte zile specificate. Mănâncă ceea ce îți place și nu uita să consumi ciocolată, deoarece conține endorfine ce potențează hormonul bucuriei, viața personală. În septembrie se pot produce schimbări majore în sfera sentimentelor. Poți încheia o relație pe termen lung, referindu-mă la faptul că acest roman a încetat să-ți ofere lejeritate emoțională. Te poți apropia de o persoană pe care ai cunoscut-o de câțiva ani? Poate este vorba despre un prieten de sex opus din școală sau din tinerețe. Indiferent de situație, te vei scufunda în relații destul de ciudate cu cei care au o diferență mare de vârstă. Într-un fel sau altul, din partea ta vor exista multe acțiuni pe care mulți vor începe să le condamne. Nu acorda atenția acestor calumnii, tu ești liberă, independentă, extravagantă. Principalul lucru este ca fiecare actă din septembrie să găsească aprobare în propria ta inimă. Ce să faci? Cum să te comporți? Vor apărea schimbări majore în afacerile tale profesionale. Mai mult, scala metamorfozelor în septembrie nu este previzibilă. Este suficient să spun că te poți declara brusc descendenta unei zeități sau rege și vei renunța la cariera ta pentru o ședere liniștită undeva în afara orașului. Sfat important, înainte de a întreprinde orice fel de neconformism, ia în considerare implicațiile. Poate că dorința de schimbare nu este altceva decât un capriciu momentan, firescție. În acest caz, ar trebui să te calmezi și să-ți orientezi atenția către altceva, de exemplu, concentrează-ți toate forțele asupra activității creative, pictează, desenează, sculptează, făi chebana. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Pești pentru tine septembrie este o perioadă în care te poți privi prin ochii unui partener, iar evenimentele care au loc vor reflecta proprietățile pozitive sau negative ale tale. După data de 8 septembrie, situația va deveni mai complicată și vor exista mai multe tensiuni și agresiuni în relație. O mare parte din acțiunile tale vor fi criticate. În plus, partenerii își pot crește influența pentru a-ți schimba ideile și ritmul schimbările și transformările vor fi percepute de tine fără entuziasm și poți fi atrasă de oamenii de succes, întreprinzători, pentru a simți un teren solid sub picioarele tale, astfel încât vei putea să te afirmi mai bine în rolul de asistent. În cea de-a treia decada a lunii septembrie, energia se va schimba și va veni o perioadă mai dificilă pentru tine. Perspective bune de carieră te vor forța să te schimbi foarte mult viața ta să te adaptezi și să-ți schimbi mediul, banii și relațiile. În sfera muncii te vei simți ca în elementul tău, în apă. Septembrie va fi o nouă etapă în proiecte interesante și implementări pozitive ale sarcinilor începute. Simte-te liberă să înțelegi oricare dintre cele mai neașteptate oferte, mintea ta va căuta în mod activ soluții îndrăznețe. Colegii, văzândă dispoziția ta bună, sunt gata să te sprijine în toate modurile posibile. Ascultă sfaturile lor. În septembrie, ți se pot oferi opțiuni promițătoare de gestionare pentru încheierea contractelor. Norocul financiar pentru tine va ajuta compania să atingă un nou nivel de lucru cu clienții profitabili. Recompensa nu va fi așteptată multă timp. În primirea fondurilor te vei afla înaintea altor semne ale zodiacului dar nu te grăbi să le cheltui, este mai bine să amân pentru mai târziu. Dragostea și aventurile, săgețile lui Cupidon sunt pregătite pentru multe surprize plăcute. Dacă nu ți-ai întâlnit sufletul pereche, atunci în septembrie, astrele te asigură că dragostea te va privi în ochi, atunci când te vei opri complet să o aștepți. Nu urmări fericirea în dragoste, găsește locul în care se află ea. Este important ca, dacă ai o relație de dragoste continuă să adaugi căldură focului iubirii în fiecare perioadă și vei fi plăcut surprinsă de recompensa din partea partenerului tău. ferește te de cunoștința care va avea loc pe 19 septembrie, ziua în care se formează aspectul nefavorabil al lui Venus și Pluto. Va încerca imediat să te încânte, te va întrena în conversații, îți va face complimente și te va uimi cu idei neobișnuite. Nu-ți pierde capul. Reține, relațiile cu această persoană se vor dezvolta cel mai probabil după scenariul joacă și renunță. Sănătatea. La începutul toamnei, trebuie să fii atentă, pe fondul oboselii generale, orice boală va fi mai acută și te va menința cu complicații. Nu amâna procedurile medicale urgente pentru mai târziu. Începe o cură de autoimunizare cu 10 picături de antioxivita în fiecare zi. Îți vei mulțumi singurică, deoarece perioada 6 la 23 septembrie pentru tine va trece sub influența negativă a lui Venus, o bală a sistemului endocrin poate să apară sau să se agraveze. Pentru a preveni funcționarea defectuoasă a glandei tiroide, ia măsuri preventive. Mănâncă alimente bogate în iod. Amintește-ți de asemenea, că dezechilibrele hormonale pot fi cauzate de stres, încearcă să eviți situațiile de conflict, și dacă ceva te asuprește, vorbește cu o persoană iubită. Viața personală În septembrie dramele personale nu sunt pentru cei care s-au născut sub constelația pești. Problemele trec pe lângă cei oameni care nu încetează să lucreze la relațiile lor de dragoste adică tu ai șansa de a te proteja de trădare. Pentru a face acest lucru, petrece timp liber maxim în compania persoanelor dragi, vorbește din inimă și în niciun caz nu jigni cu chinuri sau capricii. Acest sfat este relevant și pentru tine care ești în pragul unei noi relații romantice. Dacă un potențial partener îți este cu adevărată drag, nu-l speria cu melancolia ta, cu lipsa de încredere în sine și cu alte ciudățenii ce să faci, cum să te comporți, în ceea ce privește problemele profesionale, multe sunt aici. Așadar, este o greșeală să te bazezi pe voința unui eveniment fericit, demonstrând încă o dată nesocotință pentru datoria oficială. În plus, în urma rezultatelor acestui septembrie, va fi extrem de dificil dacă ești șomeră să găsești un alt post vacant. Dacă ești antreprenor, lucrezi pentru tine cu atât mai puțin îți recomand stelele să-ți permite o evadare completă în cazurile obligatorii. Credem, mă concurenții tăi abia așteaptă să-ți lași afacerea să se ducă de la sine de râpă, oferindu-le posibilități limitate pentru tot felul de atacuri pentru a-ți captura teritoriul. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!